Povestiri din vinotecă. O emisiune de Cristian Nedelcu. Sâmbătă și duminică, numai la Radio Sud. Bună ziua, dragi iubitori ai vinului, la o nouă ediție a emisiunii Povestiri din vinotecă. Pentru că a însoțit omul din leagănul civilizației, vinul a născut multe legende și a creat povești fabuloase. Nu doar o băutură, vinul a însemnat un pretext ca oamenii să fie împreună, să se întâlnească, să depene amintiri și să povestească legende străvechi ce au izvorât din această băutură miraculoasă. Multe povești a născut vinul, iar unele dintre ele chiar aici, pe meleagurile noastre. Fără îndoială, Banul Mărăcine este o zonă pe care craiovenii o știu foarte bine. Dar legenda acestei zone este cunoscută poate de mai puțin. Pentru a încerca să descifrăm tainele acestei legende și l-am invitat în această emisiune alături de mine pe profesorul universitar dr. Nicolae Giugea, vicepreședinte al Asociației Degustătorilor Autorizați din România. Bună ziua și bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și într-adevăr o temă fantastică de dialog și felicitări pentru emisiunea pe care o faceți. Mulțumesc foarte mult. De-a lungul timpului, vinul a reprezentat un prilej ca oamenii să fie împreună și a reprezentat poate un catalizator pentru foarte multe elemente ale civilizației umane. De aceea, a cunoaște vinul înseamnă a cunoaște marile creații ale spiritului omenesc. În istoria omenirii, cred că cel mai important pas în ceea ce privește respectul față de semeni a fost acela când omul a făcut prima invitație la masă și a împărțit bucatele și vinul împreună cu semenii săi. Asta cred că este un pas extraordinar în istoria noastră a omenirii și cred că de aici pornește tot ceea ce numim noi socializare, omul ca ființă socială și toate celelalte. Omul nu poate exista de unul singur, știm foarte bine că de-aia probabil acum este puțin denaturată noțiunea de familie, dar eu sunt convins că, cel puțin în Oltenia, în România, noi românii credem în familie și asta e un lucru extraordinar și cred că asta ne-a și menținut de-a lungul istoriei. Noi încercăm în această emisiune să găsim poveștile fabuloase care s-au creat în jurul vinului, iar noi aici în Craiova avem o astfel de poveste. Avem o poveste legată de Banul Mărăcine, pe care mulți care nu știu stațiunea de acolo, și care are o legendă străveche ce ajunge undeva până pe meleagurile Franței. Dumneavoastră, domnule profesor, ați scris o carte pe această temă în care legenda este prezentă și aș dori să povestim puțin acest episod aflat undeva la întretăierea dintre istorie, legendă și poveste. Craiova are un farmec al ei, dacă era cândva numită mai aproape de zilele noastre, era numit orașul celor 1000 de palațete, putem foarte bine să ne gândim și ce a însemnat istoria mult mai îndepărtată a Craiovei. Și nu putem afirma decât ceea ce au confirmat istoricii, faptul că tot ceea ce înseamnă Craiova și împrejurimile Craiovei s-a constituit într-o adevărată metropolă, mai ales pentru așezările neolitice și cele din epoca bronzului. Deci Craiova a fost zona aceasta Craiovei și împrejurimile Craiovei a fost o zonă populată cu o viață puternică din punct de vedere economic și nu numai, și cultural. Dacă este să glumim, înseamnă că existau olteni și în perioada neolitică. Noi cred că suntem dintotdeauna aici, așa cum e și poporul român. Și sunt numeroase atestări documentare în ceea ce privește practicarea viticulturii în această zonă. Pentru cei care nu știu, Banul Mărăcine este zona dinspre aeroport, Plaiul Vulcănești, cunoscut și sub denumirea de Plaiul Vulcănești, și chiar în anul 1532, Vlad Înnecatul Dărăoialu Hamza, mare ban al Jiului și al Craiovei, toată Craiova cu satele și viile. Vedeți cât de importantă e făcută această mențiune. Satele ca satele, dar și viile aparținătoare satelor. Intrau în proprietatea lui... Deci reprezenta una dintre bogățiile semnificative care erau menționate într-un hrisov domnesc. Cultura viței de vie a fost întotdeauna o dovadă a prosperității.
Și unde s-a băut vin de calitate, întotdeauna a fost o viață economică cu totul altfel de față de tot ceea ce înseamnă viața economică în alte regiuni, în alte zone. De faptul că acolo sunt sate cu vii, înseamnă că erau sate prospere. Erau sate prospere. Sate prospere, oameni inimoși, oameni care știu să să evalueze și să aprecieze această băutură, nu să o folosească de orică, numai o ca o băutură de ritual sau numai ca o băutură de alinare a unor suferințe sau de declanșare a unor atitudini mai mult sau mai puțin civilizate. Nu. Știau să aprecieze vinul și din punct de vedere economic și din punct de vedere social, cultural, cum vrem să zicem noi. Să ne întoarcem la povestea banului Mărăcine. De unde vine această denumire? Mai întâi vreau să spun că vinul a însemnat extraordinar de mult pentru Craiova și sunt foarte numeroase documentele care atestă și valoarea terenurilor cultivate cu vii în jurul Craiovei. Și de asemenea, la anul 1700, de exemplu, s-a construit la Craiova hanul Horezu. Deci, în anul 1700, egumenul Ioan al mănăstirii Horezu a ridicat la Craiova un han de mari proporții, unde erau și depozite foarte mari de vin. Și acum, pe lângă Piața Veche, vedem acele ziduri foarte vechi, care nu știu, mulți dintre noi nu știu ce înseamnă acele ziduri, sunt zidurile hanului Horezu, construit la 1700, care erau, într-adevăr, un punct central de stagnare, de adăst al negustorilor care treceau prin Craiova, dar în același timp și un punct de comercializare a vinului. Deci extraordinar de important. Un punct important. Iar ca să ajungem la banul Mărăcine, vreau să vă spun că pentru cei care nu știu, numele de banul Mărăcine, potrivit unei legende, și începe istoria în secolul al XIV-lea, când țara românească, sub cetrul lui Radu Ioan Basarab I Descălecătorul, era deja o realitate statală cu capitala la Curtea de Argeș. În același timp însă, în partea de sud-vest a Carpaților, deci acolo unde este Oltenia, acum cu toții cunoaștem această regiune istorică, căreia aparținem, și suntem mândri că aparținem acestei regiuni, se păstrează două formațiuni oarecum autonome. Sub raport administrativ, două autochiverniseli, cum se numea la vremea respectivă, cum s-ar spune, cu aparat gospodăresc propriu, denumite banate sau bănii, după numele conducătorilor lor, banii. Și era ființarea acestor bănii, mai mult chestiune de tradiție, se păstra din vremea vechilor organisme politico-administrative ale fostei Dacia Malvenzis, Oltenia din zilele noastre. Cele două bănii, a Severinului și a Craiovei, se considera a fi parte integrantă a țării românești și recunoșteau ca o singură directivă politică aceea a scaunului de la Curtea de Argeș, căruia mărturiseau ascultare, credință și ajutor multilateral și aveau obligația de a apăra granița de vest a țării românești. Să nu uităm că mult timp banul Craiovei era un fel de viceregere, era vicerege al țării românești. Un fel de adjunct al domnitorului. Adjunct al domnitorului, era primul locuitor al domnitorului. Cele două bănii în timp s-au unit și ultimul, dar vreau să fac mențiunea că ultimul ban, mare ban al Severinului, a fost Andrei Mărăcine, strănepot al lui Litovoi Voievod, iar porecla de Mărăcine se zice că îi se trăgea banul lui Andrei dintr-o întâmplare. Mama s-a apucat pe neașteptate de durerile facerii în plin câmp și căutând cu un adăpost unde să-și ascundă fapta de curtenii ce o însoțeau, n-ar fi găsit altceva decât o tufă de mărăcini unde, ajutată de o slujnică, a dat naștere fiului căruia i-a rămas porecla Mărăcine, Andrei Mărăcine. Cu timpul, împrejurări prielnice favorizează contopirea celor două bănii într-una singură, bănia Craiovei, care în curând, datorită conducerii excepționale a banului Vlad Mărăcine, fiul cel mare al lui Andrei Mărăcine, ajunsese la o multilaterală înflorire, reușind prin puterea militară să asigure hotarele de apus ale țării. Vlad Mărăcine trece printr-o perioadă de depresie după ce i-a fost ucisă soția într-o luptă pentru putere și atunci își încropește o oaste de voinici, o ceată de voinici și pleacă peste hotare, se alătură regelui Franței, Filip al VI-lea de Valois, în lupta împotriva Angliei condusă de regele Eduard al II-lea.
Am să vă propun să facem o scurtă pauză pentru că ajungem deja într-o zonă extrem de interesantă, dar vreau să facem o scurtă pauză muzicală pentru că amintați la un moment dat de Hanul Horezu, Horez, cum se numește? Da, da, Hanul Horez. Vă propun o piesă de Mircea Baniciu, vă place Mircea Baniciu? Da, foarte mult. Este o piesă mai veche intitulată Hanul Ciorului Nesecat, pentru a rămâne în aceeași arie tematică. Și ne întoarcem apoi să vedem povestea faptelor de vitejie ale oltenilor ajunși să lupte în oastea împăratului Franței în lupta contra englezilor. Povestiri din vinotecă. O emisiune de Cristian Edelcu. Sâmbătă și duminică numai la Radio Sud. După ce am făcut acest popaz la Hanul Ciorului Nesecat, însoțiți de Mircea Baniciu, să ne întoarcem la povestea oltenilor noștri, plecați de aici, de pe meleagurile craiovene și ajunși în Franța, într-o bătălie care nu era a lor, dar în care s-au făcut remarcați. Ce a urmat după aceea? Înviorându-ne după această melodie, sigur că trebuie să spunem că s-au acoperit de glorie oltenii noștri ajunși acolo în Franța, iar regele Franței, primindu-l la curte, s-a adresat, conform versurilor lui Vasile Alexandri, care are o poezie, Banu Mărăcină, în care povestește ceea ce s-a întâmplat, decizia pe care a luat-o Vlad Mărăcine și că a ajuns acolo și s-a umplut de glorie și toate faptele, povestește traseul pe care l-a urmat. Regele Franței zice, ține spada mea în dar, brav marchize de Ronsard.
Marele ban al Olteniei, Vlad Mărăcine, devenise marchis de Nosal al Franței, care se instală în castelul și domeniul său de pe Valea Loarei, fostul domeniu regal Amboaz, dăruite de rege noului marchis și care și-au schimbat denumirea în aceea de domeniul Ronsar, denumire ce a trecut apoi și asupra orășelului ce poartă azi același nume. Fiul lui Vlad Mărăcine, Voicu de Ronsar, devenind Ronsar pe meleagurile franceze, Voicu de Ronsar, bineînțeles, Voicu scris în franceză, Voicu cu ou, da? A fost mai întâi paș la curtea regelui Jean I, apoi comandant de batalion sub Carol al V-lea, înțeleptul, ajungând chiar conetabil al Franței, care conetabilul Franței era un comandant general al armatei, comandant suprem al armatei, ca să... Nu știu dacă e formula cea mai fericită. Dacă spune comandat suprem al forțelor armate, avem altă... Altă conotație. Zicem un comandant general al armatei. Un fel de mareșal. Exact. Unul din fiii lui Voicu de Ronsar, lui, a luptat alături de regele Francis I la Pavia, căzând prizonier vremelnic odată cu regele său la spaniolii lui Carol V. Fiul acestui lui de Ronsard avea să fie marele poet Pierre de Ronsard, marele poet renașentin francez. Deci poezia franceză datorează foarte mult Olteniei și în special Craiovei. Exact. Pierre de Ronsard, un spirit renașentist care, revendicându-și ascendența pe linie paternă din români, descrie într-unul din poemele sale călătoria prin țări străine a olteanului Vlad Mărăcine, care a creat o legendă, a lăsat Franței amintirea faptelor sale de arme și un descendent, poet de renume, Pierre de Ronsard. Cu mare satisfacție am găsit săptămâna trecută, într-un atlas botanic, un soi de trandafir, Pierre de Ronsard. Și mare satisfacție oltenească am avut atunci când am văzut așa și în ce rădăcini avea Pierre de Ronsard. Și într-adevăr nimeni nu contestă originea acestui. Iată că avem calitatea de a fi oamenii viteji, oameni buni, oameni care știm ce să facem, dar mai întâi, înainte de toate, trebuie să învățăm să evaluăm la adevărata valoare ceea ce e în jurul nostru, ceea ce ne înconjoară. Ne uităm acum cu toții la televizor și vedem cu satisfacție, domne, ce fac francezii, ce fac australienii, ce fac vinuri deosebite, toate. Când vine vorba de vinurile românești, să-i spui tu ce e al tău lângă tine, a, nu, domne, au ăia cu totul și cu totul altceva. Nu e adevărat. Și pentru cei care nu știu, fac mențiunea că România este în primele 10 țări viticole ale lumii. Din punct de vedere al producției? Din punct de vedere al calității. Iar exact cum zice domnul profesor Aurel Popa, dacă vinurile românești lipsesc de pe un raft în lumea asta, nu are cine să le ia locul. Au identitatea lor, au specificul lor și vă spun cu maxim de responsabilitate, avem vinuri care să ne reprezinte oriunde în lumea asta în momentul de față, la orice nivel competitiv. Viticultura și vinificația au luat un avânt extraordinar după 1990, când a intrat într-o perioadă de declin. Acordul nostru cu Uniunea Europeană a semnat extraordinar de mult, iar după ce am intrat în Uniunea Europeană, a semnat foarte mult. Fondurile europene pentru viticultură și vinificație au fost atrase 100%, sunt singurele fonduri europene care au fost atrase în totalitate. Și vă spun, dacă s-ar fi majorat cu 200%, cu 300%, ar fi fost atrase. De ce? Fiindcă totdeauna cei care lucrează în viticultură și vinificație au lucrat cu pasiune, cu destoinicie, știu ce au de făcut, sunt oameni cu picioarele pe pământ. Și vă spun că nu e ușor nici să faci vinuri de calitate, dar cel mai greu și cel mai greu e să vinzi aceste vinuri. Spuneați puțin mai devreme, vorbeam despre această legendă a banului Mărăcine și un ajuns pe meleagurile franceze și despre acea poezie a lui Vasile Alexandri. Vă propun să ascultăm câteva fragmente din această poezie, după care să ne întoarcem din nou încercând să identificăm, dacă putem să spunem așa, care sunt caracteristicile vinurilor de la noi. Povestiri din vinotecă. O emisiune de Cristian Edelcu. Sâmbătă și duminică, numai la Radio Sud. Colo în țărmuri depărtate, în a Franției cetate, vechiul Louvre e deschis poporimei din Paris, care aleargă să privească armia cavalerească ce din zor s-a adunat lângă al regelui palat.
Sala tronului e plină de o magică lumină, ce se varsă din senin pe frumoase flori de crin și pe dame strălucite tot în aur învelite și pe nobili mult vestiți tot cu fer acoperiți. Filip regele se arată cu a sa frunte încoronată și le zice: nobili frați, scoateți spada și jurați, din a noastră dulce țară dușmanul străin să peară. Mii de glasuri strig: jurăm, Franția s-o liberăm. Iată că în sala mare un străin deodată apare, tânăr, mândru, înalt, frumos, la ochire luminos. El spre tron măreț pășește, lângă rege se oprește și din gură zice așa: să trăiești, măria ta. Toți se apropie în grabă. Ce voiești? Regele întreabă. Sunt român de la Carpați și aduc 50 de bărbați, ce sunt gata ca și mine de a muri toți pentru tine, apărând cu brațul lor Franția și al ei onor. Țara mea de blânde șoapte, mi-a zis tainic într-o noapte, mergi, copile, înarmat, la apusul depărtat, mergi de varsă al tău sânge pentru Franția ce plânge, căci și ea pe viitor mi-a venit în ajutor. Uimit, regele atunci zice: bun sosit la noi, voinice, spune nouă cine ești, în Carpați cum te numești? Eu sunt Banul Mărăcină, cărui oltul se închină. Ține spada mea în dar, brav marcheze de Ronsar. La Orange vorbești și iar vorbești. Ai dublu de minute, mesaje și trafic de internet la abonamentul Tigru 11 plus smartphone-ul Orange Hero la doar 29 euro. Oferta este valabilă special în județul tău până la 30 martie. Dragii mei, sunt Florin Piersic. Vreau să vă fac o mărturisire. Marea mea slăbiciune în viața asta sunt dulciurile. Și știți ceva? Am găsit unele extraordinare. Profiterol, sarailii, prăjituri, fursecuri, creme, torturi, baclavale și multă ciocolată. Le găsiți chiar în Craiova, la cofetăria Arcadia, pe calea București, bloc A20, vis-a-vis de McDonald's. Merge să le gustați și cine știe, poate mă găsiți și pe mine pe acolo. Povestiri din vinotecă. O emisiune de Cristian Edelcu. Sâmbătă și duminică numai la Radio Sud. Cam așa arată legenda Banului Mărăcine pusă în versuri de Vasile Alexandri. Și spuneam că vom încerca să discutăm acum despre calitățile pe care vinurile de aici, de la noi, chiar din Craiova, pentru că Banul Mărăcine a existat o podgorie însemnată pe care, domnule profesor, o știți foarte bine. Și spuneați dumneavoastră la un moment dat că în comparație cu vinurile din Franța, din Italia, din Spania, vinurile noastre pot să facă oricând față cu succes. Ce le individualizează totuși? Clima. Climatul. Este un climat specific paralelei 45 și iarăși, cum spuneau marii mei profesori, în stânga și în dreapta paralelei 45, florile au culorile cele mai pastelate, fructele, strugurii și florile de asemenea au aromele cele mai elegante, mai fine, vinurile sunt cele mai echilibrate și mai ales cu toate astea. Și femeile cele mai frumoase, florile și vinurile de calitate, florile de frumoase cu aromele subtile, plăcute și vinurile de calitate n-au niciun sens dacă n-ai cu ce să-ți încânti și ochiul, da? Fiindcă eu zic că una din marile realizări ale lui Dumnezeu a fost și rămâne femeia. Da. Ne întoarcem la această individualizare a vinurilor de la noi. Spuneați la un moment dat că a face un vin bun este o artă, a vinde vinul este poate și mai greu decât a-l face. Da, într-adevăr, vorbeam cu Dan Munteanu, care este producător și comerciant de vinuri în același timp și unul din mari producători de vinuri de calitate a României, și spunea, zice, dom'le, ca să intre pe piața Anglii, noi trebuie să facem vin de 10 euro sticla pe care să-l vinzi cu 4 euro.
Asta doar asta pentru e, că ne lipsește brandul. Nouă ne lipsește brandul. Ce se întâmplă? Vedeți că noi ne redescoperim acum, ne redescoperim Podgorii, ne redescoperim centre viticole. A fost înainte de 1990, erau decât doi exportatori de vinuri în România. Era vin exportul Oradea pentru vestul, pentru Europa Occidentală, și era vin exportul Focșan cu o capacitate uriașă, 11.000 de vagoane capacitate pentru exportul pe răsărit, pe Rusia. Ăștia erau singurii producători cunoscuți de toți negustorii, toți comercianții de vinuri din Europa și din lumea asta. Nu știa cel de la din Germania, nu știa cel din Statele Unite că vinul pe care l-a cumpărat din România de fapt e produs la Banu Mărăcine. Sau e produs la Stârmina sau la Corcova. Nu, se vindea sub o singură etichetă, un singur brand. Vine export Oradea. Ei, după 1990, când s-a rupt acea centralizare excesivă care exista, atunci fiecare producător de viță de vie și producător de struguri și de vinuri a trebuit să-și construiască un brand, să-și reconstruiască brandul, să arate tradiția pe care o are. Și noi avem tradiție în ceea ce înseamnă viticultură, vinificație, și avem multe de spus în viticultura mondială. Avem multe. În momentul de față pot să spun că noi am sărit niște etape pe care le-au parcurs alții în timp și am ajuns astfel încât să avem unele crame care sunt poate printre cele mai moderne din Europa în momentul de față. Și produsele pe care le realizează acolo sunt vinuri de calitate excepțională. Dacă putem, dacă din acest punct de vedere lucrurile merg într-o direcție bună, putem să spunem că din punct de vedere al educației publicului, lucrurile nu stau chiar atât de bine. Ști să bei un vin, pentru că a bea un vin reprezintă o adevărată artă. Nu este un lucru pe care să-l putem învăța atât de ușor și pe care mulți oameni încă nu-l știu. Aș dori de aceea să facem acum, să întrerupem puțin discuția noastră pentru a asculta câteva, să le spunem, sfaturi despre modul în care se păstrează și se servesc vinurile, sfaturi oferite de câțiva dintre somelierii cunoscuți din România. Despre temperatura de servire a vinurilor. Servirea vinului este o adevărată artă, care nu se reduce la două reguli. Vinul roșu se bea la temperatura camerei, iar cel alb rece. Stabilirea temperaturii optime este un lucru mai sofisticat și ține de vechimea vinului, de momentul în care sticla a fost deschisă sau de tipul vinului, dulce ori sec. Iată câteva sfaturi pe care somelierii le dau celor care vor să deguste un vin la adevărata lui valoare. Cu cât un vin este mai dulce, cu atât el trebuie să fie servit mai rece. Vinurile mai tinere se servesc întotdeauna la temperaturi mai scăzute decât vinurile mai vechi. Temperaturile de servire a vinurilor variază între 4 și 23 de grade Celsius plus minus 10%. Peste aceste temperaturi, mulți dintre compușii care dau savoarea și buchetul vinului se elimină. Cu cât temperatura scade mai mult sub 6 grade Celsius, cu atât gradul nostru de percepție al aromelor se diminuează mai mult. Astfel, temperaturile prea scăzute pot ascunde calitatea slabă a unui vin. Trebuie ținut cont de faptul că la turnarea vinului în pahare, temperatura acestuia poate urca cu 2 până la 3 grade Celsius în câteva minute și poate crește în continuare, mai ales dacă temperatura ambientă este destul de crescută. De aceea se recomandă ca paharele să se umple circa 2 treimi cu vin, iar vinul să fie servit la o temperatură mai mică cu 2 până la 3 grade Celsius decât temperatura optimă de servire. Pentru fraparea vinurilor, care constă în răcirea realizată cu gheață la o temperatură de 4 până la 7 grade Celsius, nu se utilizează congelatorul. Sticla de vin se răcește treptat într-un amestec de apă cu gheață. Pentru încălzirea vinurilor, în special a celor roșii, nu este indicată apropierea sticlei de vin de surse puternice de căldură, precum radiatoare, calorifere, sobe sau aeroterme. Cel mai bine ar fi ca sticla de vin să fie scoasă din frigider și lăsată să se încălzească lent la temperatura camerei. Temperaturile ridicate intensifică dulceața vinului, iar cele scăzute accentuează astringența și gustul amar specifice vinurilor bogate în taninuri. Aducerea vinurilor la temperaturile recomandate de consum se realizează lent. Variațiile bruște de temperatură dezechilibrează buchetul unui vin. Variațiile bruște de temperatură dezechilibrează buchetul unui vin. Povestiri din vinotecă. O emisiune de Cristian Edelcu. Sâmbătă și duminică numai la Radio Sud. Cam acestea
sunt câteva dintre, să le spunem, trucurile sau câteva dintre lucrurile pe care cine vrea să servească un vin și să se bucure într-adevăr de calitatea și de savoarea lui, trebuie să le știe. Domnule profesor, sunteți în același timp și vicepreședinte al Asociației Degustătorilor Autorizați din România. Câteva comentarii în legătură cu aceste sfaturi pe care somelierii ne le dau, în condițiile în care, haideți să dezvăluim așa, poate există uneori între degustători și somelieri anumite, nu să le spunem dispute, dar anumite elemente care îi diferențiază. Da, în primul rând că noi, Asociația Degustătorilor Autorizați din România, suntem o asociație de producători de vinuri. Suntem și cei care, atunci când un vin are anumite nuanțe, le poți explica și din punct de vedere tehnologic și ce s-a întâmplat de a ajuns, de a are asemenea nuanțe. Nuanțe de gust, nuanțe vizuale, da? Nuanțe olfactive, dar somelierul vine cu intervențiile comerciale asupra vinului. Ceea ce nu este neapărat ceea rău. Ceea ce nu este neapărat rău, că trebuie să fie complementare. Totuși, la nivel internațional, există o delimitare clară între enologi, cei care fac vinul, și somelieri, cei care vând, recomandă. Nu vând. Ei sunt cei care recomandă vinurile în... Și care îl aduc mai aproape de consumator. Și îl aduc mai aproape de consumator, bineînțeles. Orice mare restaurant sau orice restaurant care se respectă, ar fi bine să aibă un somelier. Cu cât, dacă are marea șansă să fie și unul care se pricepe, știe exact ceea ce are de făcut, e într-adevăr o șansă și pentru consumator și pentru localul respectiv, pentru restaurantul respectiv. Iar... De exemplu, am auzit că temperaturile de servire a vinurilor variază între 4 și 23 de grade Celsius. Acum, deci tot ceea ce înseamnă vinuri, la 4 grade încep să discut despre servirea vinurilor spumante. Șampania intră în categoria vinurilor spumante. Da, astea se servesc frapate, la frapieră puse 4, 6 grade, 6-7 grade. Ținând cont că o scos din frapieră la 4 grade, până o pui în pahar, ea mai câștigă 2 grade, deci ajunge la temperatura optimă, de 6-7 grade de consum. Vinurile albe seci sunt la 10-12 grade. Vinurile aromate sau urcă puțin mai sus, vinurile roșii subțiri, cum sunt cele de Moldova la noi, merg la temperaturi 14-16 grade, iar vinurile roșii de Oltenia, care sunt recunoscute ca fiind cele mai corporente, cele mai, cu adevărat, cum ziceau strămoșii noștri, vinurile roșii de Oltenia le poți duce în batistă. Sunt atât de groase că le poți duce în batistă. Ceea ce nu sunt despre multe vinuri, se poate spune așa ceva. Și domnul profesor Popa, care a fost unul dintre invitații emisiunii noastre, spunea că vinurile roșii din Oltenia sunt cele mai bune din... Sunt cele mai expresive, sunt cele mai corpulente vinuri roșii din România. Fals patriotism local. Nu e vorba de patriotism local. E pură realitate tehnică, la urma urmei, dacă e. Și într-adevăr, dacă avem cu ce ieși în față, ieșim foarte bine cu vinurile roșii. Aproape aș putea să spun că... Nu, ar vrea să o ia unii ca o exagerare, dar vinurile roșii de Oltenia se pot bate oricând cu marile vinuri ale roșii ale lumii. Chiar și cele de la Bordeaux. Fără nicio reținere. Facem o nouă pauză muzicală. De data aceasta nu mai ascultăm muzică românească, ci ascultăm o formație legendară, Rolling Stones. De asemenea, cred că vă place. Da. Tot ceea ce e muzică de calitate, o accept. Am ales o melodie care se numește Blood Red Wine. De altfel, melodiile pe care le difuzăm în această emisiune au toate legătură tematică, o legătură tematică, după cum vă dați seama, cu emisiunea noastră. Știu, urmăresc emisiunea și îmi place foarte mult și vreau să vă spun că există o glumiță în Bulgaria. Zice că bulgarii au toate cântecele lor despre vinul roșu. Și un singur cântec despre vinul alb. Vinul alb, de ce nu e roșu? Ascultăm Rolling Stones, Blood Red Wine. Povestiri din vinotecă. O emisiune de Cristian Edelcu. Sâmbătă și duminică, numai la Radio Sud.
free. I love you, dear, but don't forget the trouble that I used to have, and it was in your hand. Yeah. I got red blood, and I got blood red wine, which I bring you when the snow is heavy on the ground. Can you say my thank you.
magazinul online Mega Shopping, paradisul cumpărătorilor pentru casă și grădină. Pe megashopping.ro găsești produse de calitate la cele mai avantajoase prețuri. Drujbă 52 cm cubi la 379 de lei, moară uruială 2-in-1 la 439 de lei, curățător boabe porum la 555 de lei, scule de mână, vase de gătit, tigăi ceramice, seturi oale, cuțite electrocasnice. Transport gratuit la comenzi de minim 100 de lei. Comandă online pe www.megashopping.ro sau telefonic la 0768 578 875. Vrei să te faci auzit? Ia Faringosept de la primele dureri în gât. Oprește dezvoltarea bacteriilor, grăbind vindecarea. Faringosept, dă voce românilor din 1963. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. O săptămână cu prețuri senzaționale. Vino între 17 și 23 februarie în orice magazin Kaufland din Craiova și economisești mai mult cu ofertele noastre speciale. Găsești la noi banane calitatea întâi la doar 4,29 lei, Don Cafe Elita, cafea instant 120 de grame la doar 10,29 lei și apă de izvor Aura Munților 5 litri la doar 1,79 lei. Vă așteptăm! Kaufland este pentru mine. Povestiri din vinotecă. O emisiune de Cristian Edelcu. Sâmbătă și duminică numai la Radio Sud. A fost formația Rolling Stones cu melodia Blood Red Wine și spuneam și înainte de această pauză muzicală că majoritatea, de fapt toate melodiile pe care le-am întâlnit sunt melodii despre vinurile roșii. Acum nu știu cum sunt considerate în ceea ce privește în statisticile Asociației Degustătorilor Autorizați sau în cele ale profesioniștilor, dar există, să spunem, o diferență calitativă între vinurile roșii și vinurile albe. Vinurile roșii sunt considerate superioare sau... Care este, să spunem, trendul în această privință? Vinuri albe de calitate poți să faci și pe pe areale mult mai extinse decât vinurile roșii. Din părerea mea, de exemplu, nu o să poți să faci în Ardeal niciodată, decât poate în urma accentuării acestor schimbări climatice, să poți face vinuri roșii de calitate. Ori abundența cea mare în Ardeal este de vinuri albe, de foarte bună calitate. Foarte bine știm și Jidveiul și tot ceilalți care... Și eu acum vorbesc de Podgorii, nu de societăți comerciale, să nu... Da? Și Blajul și tot ceea ce înseamnă Ardeal cu vinuri albe reprezentative. Iar vinuri aromate de foarte bună calitate, de exemplu vinul Muscato Tunel, care e deja clasică această comparație, Muscatul Otonel de Ciumbrud niciodată nu poate fi comparat ca nivel de calitate, fiindcă este mult deasupra, aromele sunt foarte fine, elegante, subtile la Muscatul Otonel de Ciumbrud față de zona Dobrogei. Și nu vreau să dau un nume acum de producător, că poate s-ar supăra. De ce? Acolo nu e producătorul de vină. Producătorul de vină e climatul. Aromele de la Muscatul Otonel din Dobrogea sunt mult mai obosite, puțin prăbușite. Climatul e de vină. Dar trebuie să valorifici la maximum ceea ce te favorizează, ce condițiile pe care ți le acordă climatul trebuie valorificate la maxim sub forma direcției de producție pe care o adopți. Un centru viticol extrem de interesant este Segarcea. Extrem de interesant. Da, poate ar trebui să-i dedicăm o dată o emisiune specială, pentru că acolo este și o poveste legată și o tradiție extraordinară. O poveste legată de Casa Regală a României. Și extrem de interesantă Segarcea prin faptul că poate produce vinuri albe de foarte bună calitate, vinuri albe distincte, fine, elegante, vinuri roze de iarăși de o calitate indubitabilă, dar produce și vinuri roșii de mare calibru, de mare eleganță, vinuri roșii care stau pe orice raft sau știm foarte bine
ce medaliile pe care le câștigă la concursurile internaționale vinurile de la Segarcea. Ceea ce se întâmplă cu puține podgorii. Sunt puține să producă și vinuri albe și vinuri albe și vinuri roșii de calitate, de în același timp, fiindcă acolo unde se produc vinuri roșii de calitate și soiurile albe au tendința de a merge spre cele roșii în ceea ce privește corpulența, să vinuri grele, corpulente, care au un specific și pe care îl descoperi. Domnul ăsta provine dintr-o zonă de vinuri roșii. Când chiar și pe cu legat la OX sau o probă oarbă, cum îi zicem noi, de vin alb, îl iei, îl vezi și îți spui dacă vine dintr-o zonă care, unde se produc vinuri roșii de foarte bună calitate. Fiindcă are ceva al lui pe care nu l-au celelalte vinuri. Ei sunt vinuri mai corpulente, mai grele, decât ar fi normal pentru vinurile albe. Dar ne-a dat Dumnezeu să trăim într-o zonă fantastică de favorabilă pentru vinuri și eu cred că ar trebui să valorificăm la maxim aceste avantaje pe care le avem. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră și sperăm să vă avem invitat și cu altă ocazie, pentru că vinul reprezintă un subiect care nu se termină niciodată. Și vinul întotdeauna, nu uităm că îl însoțește pe om de la naștere și până la pieire de pe acest pământ. E un factor de bucurie atunci când bei un pahar de vin cu prietenii și... Dar întotdeauna trebuie să știm să-l evaluăm și să fim echilibrați în orice consumăm. Și încă o dată insist pe acest aspect. Avem marea șansă de a trăi într-o zonă viticolă de excepție. Drăgășanul e podgorie dacică, să nu uităm acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc și vă propun să ascultăm în încheierea acestei discuții încă un fragment poetic. De data aceasta vom merge într-o zonă ceva mai exotică și vom asculta câteva versuri scrise de marele poet persan Omar Khayyam, unul dintre cei care au scris poate cele mai frumoase versuri închinate vinului. Sâmbătă și duminică numai la Radio Sud. Trăiește-ți clipa. Viața se grăbește, rapidă caravană. Oprește-te și încearcă să-ți faci intensă clipa. Nu mă întrista și astăzi, făptură diafană. Mai toarnă-mi vin, amurgul mă atinge cu aripa. Bea vin, în el găsi vei viață fără moarte. Pierduta tinerețe din nou ți-o va reda. Divinul timp al rozei și al inimii curate. Trăiește-ți clipa dată, căci clipa-i viața ta. Se întoarce anotimpul suav al tinereții. Mi-e dor de vinul acesta în care înfloresc surâsurile toate. Chiar asprul prețuiesc. Nu mă certați, e aspru căci are gustul vieții. Culege din viață tot ce-i surâs și floare. Serbează orice clipă, ia cupa cea mai mare. Allah nu ține seama de vicii sau virtuți. Nu numără mătănii, nici ochii cei săruți. Cât de sărac e acela ce nu poate să spună, sunt beat mereu de vinul cel tare al iubirii. Cum poate el să simtă în zori uimirea firii și noaptea vraja sfântă a clarului de lună? Noi nu vom ști vreodată ce ne așteaptă mâine. Tu bucură-te astăzi, atâta îți rămâne. Ia cupa și te așează sub luna de cleștar, căci mâine poate luna te va căta în zadar. Vreau doar o cupă plină, o pâine de jumate și o carte de poeme. Și dacă sunt cu tine, chiar stând într-o ruină, mai fericit ca mine niciun sultan nu este cu 100 de palate. Nu ți răsă din suflet copacul întristării, ci răsfoiește zilnic a desfătării carte. Bea vin și poartă-ți pașii pe căile încântării, căci măsurat ți-e drumul de la surâs la moarte. Povestiri din vinotecă. O emisiune de Cristian Edelcu. Sâmbătă și duminică numai la Radio Sud.